actuala judecătorie, care a trecut recent printr-o restaurare cap-coadă, este construită în stil neoromânesc, aparține de Ministerul Justiției, doar să vă faceți o impresie, a costat vreo 20 de milioane de euro restaurarea. Inițial a fost construit în anii 35-36 ca palat al administrației financiare, în stil neoromânesc, de arhitectul Statie Ciortan. Ok. Ce am vrut să vă arăt este faptul că dacă Ploieștiul în perioada interbelică avea undeva la vreo 80.000 de locuitori. Doar să vă faceți puțin impresie de puterea financiară a Ploieștiului, dacă și-a permis să construiască o administrație financiară așa de mare. Asta era un punct de vizitat. Și traversăm, apropo, acesta e o stradă în Ploiești, nu știu cum e în Constanța sau în alte, nu știu cum e în Constanța sau în alte orașe, în care noi avem foarte multe șaurmerii. Ok. Deci avem una, două, mai e una în capăt, 4 sau 5. Avem doar pe 50 de metri. Deci e, cred, o concurență. Că asta se poartă peste tot. Da. Avem, apropo, noi avem o discuție la nivel, o luăm în dreapta acum, avem o discuție la nivel, tot așa, în Ploiești, dacă Ploiești devine un fel de oraș al șaormelor sau la noi de zilele orașului. Fast food-ului, dar nu numai Ploiești. Bine, s-ar putea să fie de zilele mai orașului s-a mâncat șaorma, nu? Exact, da. Okay. Nu, și nu glumesc. Adică okay. Fost, da, și... A ieșit recordul, apropo? Da, a ieșit. 520 de... Eu le spuneam, am dat un interviu în presă săptămâna trecută și le-am spus că nu m-a deranjat faptul că s-au servit șaorme ca să aniverseze aceste 20 de ani de atestare documentară a Ploieștiului, cât faptul că nu s-a dat ceva mai sănătos. Uite, dacă Nina, dacă poți să filmezi pe partea cealaltă un cuplu serios care mănâncă șaorma, adică ploieștenii și românii în general sunt amatori de șaormă. Nu vreau să mai fim ipocriți pe chestia asta. Nu suntem, e pe bune. Ok, adică eu, de exemplu, mănânc. Mănânc că și tu. Oculesc cât pot, dar mănânc, nu zic nu. Ok, uite-te puțin la Palatul Administrației Financiare, coloanele neoromânești de sus, ce frumoase sunt. Mm-hmm. Asta vreau să... Așa, și aici este, cred că e și deschis, nu știu dacă putem să intrăm, să filmăm puțin de afară. Nu știu dacă o să ajungeți mai târziu, este Muzeul de Istorie și Arheologie, dar clădirea este, nu o să intrăm, clădirea este construită în 1860 de către unul din primii arhitecți al României, Alexandru Orăscu. Okay. Și este construit așa în stil nou clasic francez. Inițial aici a fost gimneazul Sfinții Petru și Pavel și liceul de băieți Sfinții Petru și Pavel, care mai ulterior s-a mutat pe bulevard, în clădirea aceea cu fațada bombardată. Uh-huh. Exact. Și la intrarea aici, la sfârșitul de secolul XIX, se țineau întrunirile politice și la intrarea în actualul muzeu, vedeți la intrare statuile Sfinților Petru și Pavel. Ele inițial au aparținut la vechea locație, cea de pe Bulevardul Independenței, doar că odată cu venirea comuniștilor, statuile au fost paradoxal, au scăpat de bombardamentele din al doilea război mondial și de incendiu care au afectat fațada, dar au fost vandalizate de regimul comunist. Uh-huh. Și, de exemplu, le-a fost tăiat capul și le-a fost aruncat undeva într-o curte a muzeului aici, la Muzeul de Istorie, undeva în spate. Ok, deci s-au găsit, nu? Și după anii 90, okay, au fost refăcute și a existat discuția unde să fie repuse statuile. La fațada din anii 50 de pe bulevard, unde a fost locul lor, sau în al care loc. Și s-a hotărât ca Petru și Pavel, Sfinții Patroni orașului, să fie... statuile Sfinților să fie montate aici, pentru că oarecum, să zicem că mai mult sau mai puțin, se potrivește cu vechimea clădirii, care are 180 de ani. Și mai ales că dacă a fost chiar colegiul inițial, da, a fost școală, exact, școală, școală, se vede doar diferența că postamentul într-adevăr are altă culoare față de statuie. Dar da, se potrivesc foarte bine. Și la fel, aici din anii 70 funcționează Muzeul de Istorie și Arheologie. Ei au mai multe secții în Ploiești, de exemplu Muzeul Ceasului, faimos, ține de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie. Uh-huh. O să le vizitați mai târziu. Da. Foarte interesant, aici așa făcut, și o să vedem pe lateral chestia asta, cred că de fapt putem să și mergem. Aici a studiat, a făcut câteva clase de școală generală, Ile Caragiale.
Okay. Ilie Caragiale a venit în Ploiești pe la 6 ani. A stat până la 18 ani în Ploiești, a terminat studiile de nivel de până la liceu în Ploiești. După s-a angajat copist la Tribunalul Prahova, deci la clădirea nu aceea clădire. A participat la evenimentele Republice de la Ploiești, de care să vă povestesc puțin mai târziu. Ok. Și apoi la 18-19 ani a plecat în București. Ok. Da, deci ziceai de Toma Caragiu, uite aici teatru. Da, exact. Da. Teatru Toma Caragiu, aici este zona pietonală din centrul Ploieștiului. Uh-huh. În dreapta este Teatru Toma Caragiu, foarte interesant, construit într-un bloc. Acest este un bloc construit în anii 80. Ok. Ok. Vă povesteam mai devreme că teatru poartă numele lui Toma Caragiu pentru că el a fost foarte mult timp director aici și a locuit în Ploiești. Dar ce mi s-a părut mie foarte interesant a fost faptul că sala de spectacole din spate este construită în 1927 și se chema, era folosită ca teatru și cinematograf Odeon. Aha. Deci comuniștii, în cazul de față, pus o clădire peste. Exact, efectiv, au ascuns vechea, dacă mă chinui puțin, cred că și o găsesc pe Google, să vă arăt, doar să vedeți cum arăta, efectiv au construit o clădire în fața teatrului vechi. Și aia a fost Teatru Odeon Ploiești. Imediat. Un alt exemplu de cum au ales să... caută tu dacă vrei sau dacă nu. L-au distrus doar l-au acoperit. L-au acoperit sau nu, da. Sau dacă cum vrei, cum dorești. O să caut și poate pun pe montaj. Teatru Odeon Ploiești, exact, asta am vrut să vă arăt. Ok. Și aici în spate, cred că am trecut, în fine, era o plăcuță care amintea de faptul că Caragiale a studiat aici. Ok. Ok. Aici, de exemplu, este un program al Teatrului Toma Caragiu, de ploieștenii pot să aducă cărți, să-și ia cărți, e bazat pe încredere, ceea ce mi s-a părut drăguț. Da, e la liber, da. Ok. Am avut zilele orașului și se mai țin spectacole din când în când. Aici, pe scena această micuță. Așa, și vreau să vă arăt, uite, de exemplu, aici o stradă și în spate se vede exact ce vă povesteam. Vedeți clădirea aceea veche, scorojită? Da. Aia este sala veche a Teatrului Odeon din anul 1927, aha, care practic este continuarea clădirea din spate, de acolo. Și accesul e chiar pe aici, pe da, sub bloc. Da, deci au construit bloc. Decât intrarea, au reconstruit-o, atât. Așa. Ok, la fel aici, o să mergem aici să vă arăt. Avem două blocuri și Diana sigur cunoaște chestia asta. Uite, două blocuri. Am văzut în Constanța așa. Exact, două blocuri cu arhitectură Art Deco. Deci în perioada interbelică Art Deco era considerat un fel de arhitectură modernă a vremurilor, da? Uh-huh. Și mai multe familii își puneau bani la comun și construiau oricum apartamente cu magazine la parter. Lucru total opus de cum facem noi acum, că fiecare își construiește sau își cumpără ceva de sine, dar al lui. Da. Ok. Și două lucruri vreau să vă arăt la clădirile acestea care erau în fațadă. În primul rând... Au rămas niște litere, niște cuvinte acolo. Exact. Uite, semnătura, sus. Aici, între balcoane. Arhitectul din București, antreprenorul din Ploiești. Da, deci... Art Deco însemna perioada interbelică. Și acum... A doua întrebare, Cristi, pentru tine, să zic că ți-ai făcut temele. Așa. Ce crezi că este bățul acesta de metal de sus, de pe clădire? Diana, nu știu că ea știe oricum. Mai să știi că nu sunt pregătit. La ora asta am lipsit, să știi. Am înțeles. Inițial am zis... Era cumva paratrăznetul? Nu, greșit, este. Nu, este antenă de radio. Deci oamenii, în genul ăsta de arhitectură, aici a mai fost o antenă, dar a fost tăiată de proprietar acolo, da? Deci, Radioul Național în România a început să emită în 1929. Oamenii, blocurile acestea Art Deco au fost construite după 1929. Și oamenii proprietarii, ca să ilustreze faptul că aveau cea mai recentă tehnologie disponibilă în casă, își construiau... antenele acestea exagerate. Și mai îmi place acolo în colț cum au menționat imobil construit de Gheorghe Atanasiu, confiscat și degradat. Ah, da, da, da.
Mm-hmm. Chiar și cabinetul veterinar care a venit ulterior. Da, e un banner al cabinetului. Asta a fost proprietate privată, da? Da, 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 și este. Are suporții de steaguri. Da, da, da. Am înțeles. Mm-hmm. Da, uite, erau, poate că ploieștenii erau mai aveau patrioți. Aveau o chestie de naționalism. Exact, da, da, da. Ok, deci eu, și eu am crezut mult timp, Cristi, dacă te construiază chestia asta, că ăla e paratransmit. M-am gândit deci, la asta, dar n-am vrut să zic. Mă gândeam că e antenă, că e mai mult e atât, da. E antenă de radio. Semana. Semana. Ăla a fost primul gând, recunosc. Da. Deci aici okay. Va merge un street art foarte frumos, pentru că este o diferență, tot ce aveți voi de fapt intră la categoria street art, în care sunt invitați artiștii, exact. În timp ce graffiti este ăla de pe pereți, de tip o degradare, vandalism. Okay. Ne oprim puțin exact. Aici și apoi mergem în dreapta. Vreau să vă zic că asta este actuală, tot așa, zonă piezonală a Ploieștiului. Zona se cheamă Mihail Cogălnicianu, în trecut se chema Strada Franceză. Și, în fine, aici regimul comunist a construit în continuare blocuri din anii 60, acesta de pe, din dreapta este anii 80, și s-a păstrat un segment, că asta vreau să vă arăt, și e foarte important, de cum arăta strada la sfârșitul secolului al XIX-lea. Așa, și o vedeți de aici, începând de la clădirea... Ok, de la clădirea până la clădirea galbenă din capăt, de acolo. Aici a rămas bucata de istorie. Exact. Asta și hai să mergem puțin, că e foarte important. Asta era zona de plimbare. Când ploieștenii ieșeau în plimbare, era strada franceză. Acum e jumătate pietonală, jumătate parcare. Părăm o să ne întoarcem în partea asta. Dar vreau să vă arăt una din cele mai vechi case din Ploiești. Uite ce frumos erau, vezi? Mm-hmm. Cum arată... Să vezi ce frumos să fie fără cabluri. Da, da, da. O să se vadă în toată splendoarea. Așa. Vreau să vă arăt casa aceasta galbenă. Nu, notasem ceva de aia, dar nu mai știam, o am pe aici pe undeva, stai că spun imediat. Ideea este că casa aceasta galbenă, îmi scapă numele ei acum, nu știu de ce, a fost construită în 1870. Ok. Da, este la fel stil neogotic, a treia casă de stil neogotic din Ploiești. Și dacă a fost construită în 1870, exact anul în care au avut loc evenimentele Republicii de la Ploiești, ce am vrut să vă zic este că unde este fix acest copac, Tuia, da? Și pe locul în care acum se află hotelul Prahova, exista primăria orașului. În noaptea de 8 august 1870, bănuiesc că ați auzit de evenimentele Republicii de la Ploiești, în care elita politică locală a Ploieștiului a pus în acțiune un plan care trebuia să se întâmple la nivel național, acela de a-l răsturna pe regele Carol I. Ei vreau să aibă nu prea erau de acord cu faptul că Carol I era neamț, ei vreau, domne, aveau politica prin noi înșine, adică să aducem un român în la fruntea țării. Și în noaptea de 8 august, undeva la între 3.000 și 5.000 de ploieșteni s-au strâns în piața orașului și au făcut, până să pornească revoluția, și au făcut curaj și la bodegile din oraș, efectiv s-au dus, și de asta vă spuneam că Ploieștiul are o legătură cu alcool aparte. Și au venit, l-au arestat pe primar, l-au arestat pe polițist, au ocupat sediul telegrafului și au declarat faptul că Republica la Ploiești, dar ea trebuia să fie la nivel național. De-aia au declarat că România este republică, de fapt. Ideea a fost că acești politicieni locali erau conduși de Alexandru Candiano Popescu și el are o poveste foarte interesantă. Ca să revin, a doua zi, peste noapte, din cauza beției, l-au scăpat de sub supraveghere pe telegraful, omul care telegrafia din Ploiești, și acesta a telegrafiat la București. Vedeți că ăștia de la Ploiești au luat o raznă. Și în dimineața zilei... Cine nu trebuie, au exact, scăpat. Da, în dimineața zilei de 9 august 1870, în momentul în care trupele armatei române de la București au intrat prin sudul orașului, pe unde ați venit și voi,
revoluționarii că plecau spre Buzău. Ei, și ziceam faptul că batalionul de vânători de munte a obținut, formată din ploieșteni și prahoveni, din soldați, a obținut prima victorie în războiul de independență pe 30 august 1877 la Grivița. Deci au fost cei care au ocupat Grivița și au capturat primul steag turcesc, da, exact. Da. Și deci omul care a condus, asta mi s-a părut un destin foarte interesant, omul care a condus Republica de la Ploiești, Alexandru Candianu Popescu, el a fost, după ce s-au terminat evenimentele Republicii de la Ploiești, el a fost arestat și judecat, dar nu i s-a întâmplat nimic, pentru că regele Carol I și-a dat seama că Revoluția de la Ploiești, Republica de la Ploiești, avea în evenimentele ei, se regăseau mult mai mulți români și reprezentau un curent în societatea noastră, care își dorea un rege român, în primul rând, un conducător român. Și tot el s-a înrolat voluntar în 1877 în războiul de independență și mai târziu a fost ajuns general de brigadă, dacă nu mă înșel, și a ajuns consilier al regelui Carol I. Tare. Și aici vreau să scot în evidență faptul că de inteligența regelui Carol I, care a încercat să unifice toate curentele de opinie din societatea noastră și inclusiv să-l ia în tabăra lui, s-a aliat cu el. Iată că a avut mult mai mult de câștigat. Exact. Și în spatele nostru, că de fapt de aici a pornit paranteza și discuția, este, nu știu, poate de pe lateral se vede mai bine, este casa Ergas Mamaciu, construită, finalizată în 1870, a unui bancher evreu pe atunci. Și ea e la fel una din cele mai vechi clădiri din Ploiești. Și aici, efectiv, în parcarea aceasta, da, s-au întâmplat evenimentele Republicii de la Ploiești, asta am vrut să spun. Și unde este arborele Tuia, lângă ea era vechiul sediu al primăriei Ploiești, era piața centrală. De aceea s-au și strâns aici acasă. Exact, da. Uh-huh. Da. Asta mi s-a părut la fel. Bineînțeles, după Revoluție, casa a fost naționalizată și în casa Ergas Mamaciu a funcționat Teatru de Copii Ciufulici. Ah, okay. La fel, până oarecum o poveste similară cu cea casei căsătorilor, după ce s-a... E cea care se vede acolo un lucru? Nu, acolo este un muzeu Paul Constantinescu. Ah, Paul okay. Constantinescu a fost al doilea cel mai mare compozitor român după George Enescu. Ok. Și el s-a gândit că, domnule, ce pot eu să fac pentru Ploiești? Și a dedicat o melodie Ploieștiului. A spus, domne, cu puterile mele ce pot să fac? Pot să compun ceva pentru exact. Ploiești. Și Ploiești este singurul oraș din România care are o melodie dedicată. Ok. Nina, pot să filmez cum se lucrează la Ploiești, nu este nicio problemă, nu ne ascundem sucovăr. Eu zic că e într-un sens bun. Da, 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 da. Deci bine, să se și asfalteze repede, da, asta da, da. E important. În desfășurare în Ploiești, încerc să vă aduc puțin și cu prezentul. Exact. În desfășurare în Ploiești sunt niște programe europene, mai puține decât ar trebui, dar oricum se întâmplă lucrurile. Se îngroapă cablurile pe străzile adiacente celor două linii de tramvai, 101 și 102. Ok. În fine, care au undeva la 10-12 km de lungime fiecare. Deci sunt destul de mari și toate lucrurile acestea se vor întâmpla într-un an de zile. Ceea ce nu e rău. Deci se desfășoară pe parcursul unui an. În ce direcție o luăm? Traversăm și apoi o luăm în stânga. Tare mult m-aș bucura să se întâmple asta și în București. Numai când mă gândesc la ce poze frumoase ale clădirilor putem face fără cablurile astea pe sus. Am înțeles. Aici să așteptăm... O să vă zic puțin, Ina, dacă prinzi și în spate acolo, în dreapta, dar poate ne oprim puțin pe mijloc, că cred că se vede cel mai bine, sau pe partea cealaltă puțin. Este Biserica Sfânta Vineri, una din bisericile cele mai importante din Ploiești. A fost construită între 1875 și 1890. Și îmi pare rău că nu se văd acum verde. Hai să traversăm. Uite, ar trebui să înceapă să se vadă. Deci avem tur la Clopotniței. Și cred că de aici se vede cel mai bine. Hai să o lăsăm pe Nina dacă e să filmeze. Ne oprim aici puțin.
Deci, Biserica Sfânta Vineri a fost construită în 1875-1890. Asta înseamnă că în timpul războiului de independență, 1877, era în construcție. În timpul războiului de independență, ce s-a întâmplat? Ploiești a fost ales ca reședință de către țarul Rusiei Alexandru al II-lea. România, practic, știți că a intrat de partea Rusiei în război împotriva Imperiului Otoman, cu scopul de a-și declara, de a obține independența. Și țarul Rusiei, inițial, el când a vrut să se viziteze cu Carol I, a vrut să vină la București. Doar că două capete regale nu puteau să împarte același oraș. Și a venit la, și a ales ca reședință Plăștiu pentru 3 săptămâni, chiar în perioada asta, sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. El, când a venit la Plăștiu, a venit cu întreaga curte imperială de la Sankt Petersburg, de la vreo 700 de persoane, erau numărul 2 șeful armatei, plus o suită aferentă, plus toți jurnaliștii care erau atașați din toată Europa, care erau atașați la curtea imperială din Sankt Petersburg. Și vă dați seama ce a fost pentru Ploiești să găzduiască o curte imperială. Și pentru 3 săptămâni toate treburile Imperiului Rus au fost conduse de la Ploiești. Și pentru că biserica aceasta era în construcție, țarul Rusiei a donat bani pentru construcția ei și o parte din soldații din suita lui au efectiv muncit fizic la construcția bisericii. Și acesta este și motivul pentru care, dacă te vedeți, turlele acelea sunt alungite și au deasupra au acoperișul acela în formă de ceapă, jumătate de ceapă. Exact arhitectura asta este verde, putem să traversăm acum. Exact arhitectura asta este, o mai găsiți la biserica rusă din Piața Universității, din București. Da, da. Ok, noi o să o luăm în stânga acum. Biserica la care se roagă studenții. Da, asta nu știam, dar... Da. Și am impresia că în România, nu știu, poate Diana mă conectez tu, sunt două singure biserici cu influență de arhitectură ortodoxă rusă în construit. Eu n-am mai văzut în altă parte la fel. Da, mai sunt. Mai sunt? Adică avem noi în Constanța foarte multe pe deoparte și toată Dobrogea, pentru că noi avem rușii lipoveni acolo. Tot timpul ai ceapa asta, într-adevăr poate să diferă un pic forma aia de ceapă și de multe ori cupola respectivă este foarte aurită sau auriu cu albastru. Da, asta e neagră. Asta a rămas neagră, s-ar putea să nu mai fie avut, să fi făcut materialul pe care aveau la îndemână la momentul respectiv. Cred că culoarea asta e mai rară, da. Mai degrabă culoarea și un pic și forma este un pic diferită ceapa, parcă de cele din Dobrogea, dar ții minte că noi în Dobrogea am găsit mai multe, inclusiv la Turcia, cu aluriul ăla care atragea atenția. Înăuntru bisericii Sfânta Vineri este și încă se află și pictura originală din 1880 a pictorului Gheorghe Tătărescu, era unul din cei mai faimoși pictori din sfârșitul de secolul 19. Și s-a păstrat. S-a păstrat, da, da, da. Okay. Ați văzut că arată, deci dacă de la depărtare era impunătoare, cu cât apropii te simți, ai un sentiment așa de micime. Asta am să zic. Ok. Nina, uite, pe în partea stângă se vede foarte bine segmentul de clădiri, da. Exact, pe lângă care am trecut, dar eram aproape acolo. Din fosta stradă franceză, de sfârșitul de secolul 19 și apoi cum începe blocurile de acolo începe zona pietonală. Așa, și noi o să o luăm în dreapta, pe străduța aceasta, se cheamă strada Basarabilor și o să vedeți, putem să traversăm pe partea cealaltă puțin. Acum chiar că ne apropiem de centru. O luăm în stânga. Aici, pe aici. Da. Apropo, noi glumim și zicem la Ploiești că sunteți curajoși că ați venit să vedeți unul din cele mai urâte orașe din România. Înțelegi? Deși adică... nu e chiar așa. Putem spune unul dintre cele mai bombardate, dar... Cele mai distruse, da. Cele mai distruse, da. Am înțeles. Ei, și v-am adus să vedeți singura sinagogă din Ploiești, construită în 1911. Și lângă, acolo în spate, este fosta grădiniță evrească, care acum, foarte interesant, încă își păstrează destinația de grădiniță, este o grădiniță privată. Vă spuneam că în perioada interbelică Ploieștiul avea undeva la vreo 80.000 de locuitori. Din ăștia 80.000 existau cam
4, existau cam, 5% erau evrei, deci undeva la vreo 4.000 erau evrei și existau 5 sinagogi. Ziceam că din cele 5 sinagogi, doar aceasta din spatele nostru a mai rămas, este încă funcțională. Acum există și o poveste tristă, în Ploiești comunitatea evrească este spre extinție, din câte știu mai sunt undeva la vreo 20 și ceva de persoane, deci nu foarte multe. Și majoritatea sunt foarte în vârstă. Uh-huh. Încă se mai ține serviciu bisericesc aici, dar vin rabini din București. Okay. Cel mai probabil la un moment dat o să dispară comunitatea evrească din Ploiești și nu știu, poate că clădirea ar trebui să fie redată comunității. Eu știu că există disponibilitate din partea comunității evrești din Ploiești spre a fi deschisă publicului, spre vizitare. Ceea ce ar fi super. Da. Da. Și a fost renovată clădirea tot așa în anii 90-2000 cu fonduri trimise de către evrei ploieșteni emigrați în America. Ok. Aici avem un street art făcut cu capace de plastic făcut pe peret. Pe perete, la fel, mai de către un ONG local. Ok, acum ne apropiem de fix de zona 0 a Ploieștiului. De ce zona 0? Păi avem aici în față Palatul Administrativ, exact. Aha, ok. Mastrodontul. Dar, uite, de exemplu, în piațeta aceasta mică, e o parcare cu câteva blocuri construite în anii 80. În partea dreaptă vedem cred că era braserie sau nu mai țin minte ce era, o berărie construită în anii 20. Nu știu dacă vă dați seama. Deci efectiv se vede, da. Dar atenție, era și cu clădirea cinematografului, scala. Okay. Deci era cu totul construită anii 20 de Toma Tesoculescu, fiul. Ok. Deci un exemplu de arhitectură din anii 20, ascunsă de blocurile comuniste din anii 80. Da. Foarte interesant. De asta vă ziceam că centrul orașului a fost efectiv între anii 60, deci după ce săracul că au suferit cu tremure, bombardamente de al doilea război mondial, a fost și efectiv ras de pe fața pământului între anii 60 și 80, etapizat. Tot centrul și regimul comunist a mai păstrat decât câteva clădiri, în special Art Deco, care aveau arhitectura mai modernă și care semăna puțin cu cea a regimului comunist. Deci acum suntem în spatele Palatului Administrativ, la fel zona pietonală. Vreau să vă fac atenție aici în stânga. Deci vedeți blocuri anii 60-80 și clădirea albă este Art Deco anii 20, Banca Prahova, au funcționat în perioada interbelică banca, sediu de bancă. La fel în anii 20, să vă faceți o impresie cam ce bogat era Ploieștiul dacă clădirea albă. Ok, aici în dreapta este Palatul Telefoanelor. Jumătate din Palatul Telefoanelor este jumătate spre planul îndepărtat, a fost construit în anii începutul anilor 40, jumătatea aceasta în anii 60 a fost construit. Ploiești a fost primul oraș în care a avut centrală telefonică automată. Deci nu mai trebuia să cer legătura cu nu știu cine. Okay. Deci diriguitorii orașului se preocupau să, ca Ploieștiul să fie un oraș modern, să zicem, să beneficieze de cele mai multe. Aici se vedea un la ceas. Da, hai să mergem puțin în stânga, să prindem ca asta, să prinzi Palatul Administrativ foarte bine. Acum, Palatul Administrativ, care e foarte mare. Este extraordinar de mare, este un mastrodont, aș putea să zic. El a fost construit între sfârșitul anilor 60, 1968, 1971-72, ceva de genul acesta. Și pentru a prelua rolul vechii primării, pe care, dacă nu mă înșel, cred că o am și pe o poză. Ia stai să vă arăt vechea primărie, că asta vreau să... aici. Uite, vină încoa. Nu, las că... Nu știu dacă se vede. Uite cum arăta vechea primărie din Ploiești și asta era piața centrală din primărie, așa, și aici o altă clădire la aceeași vedere.
Deci palatul, regimul comunist a demolat vechea primărie, okay, și care era de sfârșit de secolul XIX și a construit palatul administrativ. Și inițial eu efectiv uram clădirea asta pentru că n-are, e grosieră așa construită, până am văzut-o promovată pe o pagină de Facebook, se cheamă Socialism Modernism, în care ei se ocupă de, doar de construcțiile astea socialiste din anii 60-70 cu anumite înflorituri. Și de exemplu spuneau de palat administrativ. Aduce un pic cu coloana infinitului al lui Brâncuș. Exact, de unde ai știut? Exact. Ziceau că palatul administrativ are două caracteristici arhitecturale care îl fac unic în arhitectura asta socialistă. În primul rând, colțurile palatului, care după cum vedeți, nu sunt drepte, sunt... Da. Și arhitectul Severnițul, care mai era ploieștean, s-a folosit din coloana infinitului a lui Brâncuș, a împrumutat chestia asta. Și apoi ei mai ziceau de pilonii în Y ai clădirii, care la fel e un element arhitectural socialist modernist pe care nu îl întâlnești la alte clădiri de construite în perioada aia comunistă. Până la urmă nu mi s-a mai părut, adică am încercat să o diger cumva, nu mi s-a mai părut. Te face să o placi ușor. Erau anumiți arhitecți, pentru că până la urmă arhitecții rămâneau niște oameni cultivați chiar și în perioada comunistă, care introduceau niște elemente, în engleză se cheamă easter egg și sună foarte bine. Și cred că asta a încercat și aici arhitectul, atât cât a putut, fără să fie vizibil, să introducă. Am înțeles. Aici țineți cont că era fostul centru vechi al Ploieștiului, inclusiv noi ne aflăm acum pe fosta stradă Lipscan, care era perpendiculară pe Palatul Culturii, și ce am vrut să vă spun este că ploieștenii totuși nu au uitat că aici exista un centru vechi foarte frumos și prosper și cumva au un resentiment către Palatul Administrativ, cu atât mai mult cu cât aici stau majoritatea politicienilor din oraș. Adică vă dați seama că nu sunt înghițiți foarte bine. Mai vreau să vă povestesc o chestie drăguță despre cele două blocuri de aici, dar mergem puțin în față să le prindem mai bine. Acum suntem la kilometru zero al Ploieștiului. Deci în Ploiești avem doi gemeni, blocurile Mercurea și Unirea și Mercuri. Mercuri și Unirea. Mercuri are... Mercuri e cea din stânga. Exact, cea cu fațada neagră, au distrus fațada, înainte erau fix identice. Okay. Ele au fost construite în anii 80 pentru a da cazare protipendadei comuniste din Ploiești, să zicem. Și oricum se vede că, de exemplu, caracteristicile arhitecturale și calitatea de locuire este mult mai mare decât în restul blocurilor din Ploiești. Și vedeți că în blocul care adăpostește McDonald's, deasupra scrie România. Ok, sus da, acolo. Da. Nu știu dacă să te întreb sau nu de unde crezi că vine scrisul ăla și de ce crezi că este acolo. Ideea este că, la sfârșitul anilor 80, pe fațadele blocurilor scria sus... Trăiască Republica Socialistă România. La evenimentele din 8 decembrie 89, oamenii s-au strâns aici, au reușit să pătrundă în palatul administrativ din spatele nostru și să-și instaleze noua conducere a județului, și o parte din participanții la proteste s-au urcat pe blocuri și au început să arunce de sus literele cu socialist, cum era modul atunci să distrugi. În momentul în care au ajuns la România, oamenii din jos, erau undeva la 20.000 de oameni strânși aici în piață, au început să strige, lăsați România, că noi iubim România, nu știu, ține România. Și aceasta este povestea, ține la România, aceasta este povestea scrisului de sus cu România, de lângă amuzant semnul McDonald's, în care, efectiv, au rămas din anii sfârșitul anilor 80 scrisul acolo și probabil că o să mai rămână multă vreme. Să mai rămână multă vreme, da. Aici se întâmplă și festivalurile sau mai festivalurile mai în față pe explanada Palatului Culturii. Ce mai vreau să vă zic tot așa interesant, sunt multe de zis. Acesta este hotelul central. La fațada aceasta de la bulevardul principal al orașului este din anii 80, dar colțul este construit în anii 1920, în care este cupola aceasta. Și este cel mai vechi hotel încă funcțional din Ploiești, din anii 20, dar decât colțul. Vedeți că e o bară maro de sus până jos care separă vechiul de nou.
regimul comunist în anii 80 a încercat să-l extindă cam în aceeași arhitectură, să zicem, okay. Ceea ce nu e, a ieșit bine. Și vis-a-vis este la fel, a fost sediu de bancă construit de Toma T. Socolescu în anii 20. Deci colțul acela de clădiri, hotelul și cealaltă clădire, sunt din anii 20. Nu mai este, era BCR, nu mai este, cred că nici BCR, sediu BCR nu mai este nici acum. Ok, și dacă tot am vorbit de Revoluție, acolo este și monumentul eroilor Revoluției din 1989. Da. În Ploiești nu s-a tras, deci a fost o schimbare pacifistă de putere, dar totuși unul din soldații din Palatul Administrativ a murit de frică, okay. Pentru că se auzise că vom fi atacat Palatul Administrativ de către teroriști. Și acolo sunt trecuți soldații din Ploiești care s-au dus să apere aeroportul Otopeni. Și când au fost trimiși acolo, s-a deschis foc asupra lor. Da, deci da. Nu au murit cei din Ploiești acolo, erau prahoveni, în schimb. Am înțeles. Cred că de la Câmpina au venit, dacă nu mă înșel. Sau... Uh-huh. Deci în Ploiești a fost o schimbare, ceea ce până la urmă a fost o decizie inteligentă, că da. Nu... Chiar că da. Și-au dat seama de către ce sens, către ce direcție merge Revoluția. Apropo, la Ploiești Revoluția a început în 22 decembrie 1989, da. Când muncitorii de la 1 mai Ploiești, era întreprinderea de construcție de utilaj petrolier din Ploiești, aveau undeva la vreo 16.000 de muncitori, au forțat ușile, chiar ei au fost închiși, se auzise de masacru în București de pe 21 decembrie din piața Universității seara, și ei au forțat în dimineața zilei de 20 decembrie, au forțat porțile întreprinderii și au venit pe bulevard, au venit în centru. Și nu aveai cum să te pui, la fel am acum piele de găină, cu atâția oameni. Nu aveai cum să te pui cu 20.000 de muncitori, adică era imposibil așa ceva. Și atunci au dat seama că trebuie să vină noua putere. Ok. Ok, aici foarte drăguț o statuie care a fost implantată recent în centrul orașului. Noi suntem acum în piața Ile Caragiale, să zicem. Prima a fost piața Victoria, acesta este Ile Caragiale. Îl vedem pe Caragiale, care cumva este, noi îl asemănăm ca fiind ploieștean, deci noi îl considerăm ploieștean. Acest ansamblu face referire la povestea domnului Goe și cele trei mamici, okay. Mamare, mamița și nu știu ce mai era. Și vă vedeți pe Caragiale cum își admiră opera. Este un loc implantat, o statuie modernă nouă, acum implantat acum 10 ani, cu succes în tot ansamblul acesta. Mm-hmm. Ceea ce mi s-a părut o reușită. Aici, de exemplu, e un locul favorit de fotografii. La sfârșitul turului putem să-i facem o fotografie de ani. Exact, da, exact. Ok. În fața noastră este Palatul Culturii, construit în stil neoclasic francez. Construcția lui a început înainte de primul război mondial și a fost terminată, a fost reluată, avea un arhitect coordonator francez, Ernest Donneau, a fost întreruptă de primul război mondial și apoi reluată construcția în anii 20. Inaugurarea lui a avut loc în anul 1933 și inițial el a fost avut destinația de palat de justiție. Mai târziu o să intrați în el și poate o să aveți ori o vizită la Muzeul Omului, care este găzduit în incinta Palatului Culturii. Dacă nu, oricum o să încercăm să vă, o să încerc să vă zic ceva și de Palatul Culturii. Ideea a fost că în anii 50 nu mai avea nevoie nimeni de justiție, cel puțin la Ploiești și România, și destinația lui s-a transformat din Palatul de Justiție în Palatul Culturii. El a fost, nu știu dacă am menționat, finalizarea lui a fost făcută de Toma T. Socolescu. Ok, fiul. Fiul, exact, da. Și este în stil neoclasic francez. Ce este important de spus este faptul că înăuntru este o sală foarte frumoasă, acum este o expoziție cu persoană, Luxury Expo Orientală. Aici este zona în care se eliberează această parcare și în zona în care se țin toate spectacolele importante din Ploiești, cam asta ar fi. Da, e o zonă deschisă, pentru că sunt și acele trepte. Da. Pentru că are fundalul acesta drăguț. Da. Unde ne-ai adus? Surpriză, surpriză, v-am adus în interiorul Palatului Culturii, care este unul din monumentele cele mai importante ale Ploieștiului, monumente de arhitectură ale Ploieștiului.
construcție a arhitectului francez Ernest Donneau, începută înainte de Primul Război Mondial și continuată în anii 20 de Tomate Socolescu din facultatea familia de arhitecție, faimoasă familie de arhitecție Socolescu. Și vă invit la o plimbare în Palatul Culturii. Eu voi citi, pentru că mi-am pregătit câteva cuvinte, despre istoria în detaliu a Palatului, în care funcționează mai multe instituții de arhitectură, de cultură. Primul dintre ele este Muzeul Omului, partea Muzeului de Științele Naturii. Mai devreme am început filmarea din Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, înființată în anii 20. Ok, haideți să mergem mai în față. În stânga și în dreapta sălile Muzeul Omului. Da, l-am vizitat, avem material și cu ele. Ok. Aici înțeleg că este o expoziție temporară, sau mă rog. Da. Lucrările la palat au început în anul 1906, dar au fost întrerupte în curând din cauza Primului Război Mondial, care nu mai lăsa în bugetul Ministerului de Justiție decât sume foarte mici. După finalizarea Primului Război Mondial, lucrările au reînceput în forță din nou în 1924. Și au fost preluate de arhitectul Toma T. Socolescu, care fusese asistentul lui Ernest Donneau. Lucrarea a progresat în ritm foarte lent și a fost finalizată și palatul inaugurat în 1933, la inaugurarea palatului, participând inclusiv regele Carol al II-lea. Edificiul a fost inaugurat pe 26 noiembrie 1933. Printre altele, mi-am pregătit ceva scris, printre altele, regele a spus așa: inaugurând astăzi acest frumos locaș, care este o podoabă a municipiului Ploiești, sunt fericit că în el se vor adăposti aceia care au chemarea de a împărți dreptatea. Iar acum am ajuns în sala... În sala Marii Uniri, în care... se întâmplă majoritatea evenimentelor indoor, sub acoperiș, din Ploiești, evenimentelor culturale. Am trecut, nu știu dacă s-a văzut pe filmare, prin sala coloanelor, în care este fosta sală a pașilor pierduți, în care în acest moment are loc o expoziție de produse din Iran. Nu știu dacă am precizat că Palatul Culturii a funcționat inițial ca palat de justiție și din anii 50 a devenit Palatul Culturii. Afectat de cutremure, palatul a fost restaurat de mai multe ori, cea mai recentă restaurare fiind făcută de Consiliul Județean. Și mi-am pregătit inclusiv o listă de instituții culturale. Palatul Culturii adăpostește Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, Muzeul Județean de Științele Naturii și Centrul Județean de Cultură Prahova. Ok, haideți să ne mai plimbăm puțin, să vedem. Și poate mergem să vedem și sala, poate mergem să vedem și sala coloanelor de sus. Ok. Da. În prezent avem o expoziție cu produse din Iran, produse aduse din Iran, organizată în colaborare cu Ambasada Iranului în România. O să închid. Covoare persane și produse handmade. Un lucru foarte interesant, Consiliul Județean Prahova a instituit un bilet unic pentru toate muzeele din Prahova. Sunt 28 de muzee
și biletul costă, cred că 16 lei sau oricum între 10 și 20 de lei. Ți-l cu o singură dată și timp de o lună poți vizita toate muzeele din Prahova. Da. Aici am înțeles că este o expoziție cu păpuși din anii 70. A, jucării. A, drăguț. Da. Foarte drăguț. Da, nu știam de ea. E expoziție temporară. Da. Foarte drăguț. Okay. Ce ar mai fi interesant de spus despre Palatul Culturii este că el a fost renovat în totalitate ultima oară în anii 80, okay, după cutremurul din 1977. Dar Palatul Culturii, jumătate din el, partea vestică în care ne aflăm acum, a mai fost odată renovată în perioada 2003-2013. Mm-hmm. Cam 70% din Palatul Culturii a fost renovat. La un moment dat vom merge și în cealaltă parte a Palatului Culturii, care nu a mai fost renovat în anii 80. Okay. Și din câte știu... La un moment dat totul o să fie... Exact. Mm-hmm. Dar încă nu s-a decis, încă nu s-a ținut licitația. Ok. Ziceam în afară că e foarte bine că se întâmplă asta. Înainte. Hai să mergem înainte. Vreau să vă arăt... Aici este Centrul Județean de Cultură Prahova. Am înțeles, suntem în zona administrativă a instituției, dar vreau, uitați, au niște costume. Ok. Da, asta vreau să vă arăt și este partea care îmi place mie cel mai mult. Este sala coloanelor, fosta sala pașilor pierduți, în care vezi de sus tot ce se întâmplă în sală. Și noi cumva suntem la etajul al doilea al Palatului Culturii. Biblioteca județeană este parter și partea de Muzeul de Științele Naturii Prahova este etajul 1. Vreau să vă atrag atenția asupra ceasului de vis-a-vis, care este o butaforie care a fost folosită în anul 2021, atunci când la Ploiești s-a filmat Ocolul Pământului în 80 de zile. Și foarte interesant, Palatul Culturii din Ploiești, în filmul Ocolul Pământului în 80 de zile, joacă rolul gării din... Asta mi s-a părut foarte drăguț. Există, poate reușiți să montați în film, există fotografii cu echipa de filmare de la Castel Film, care, care a efectuat filmările, și găsiți cum arăta Palatul Culturii amenajat de către echipa de filmare. O, foarte drăguț. Există, știu sigur că l-am pus-o pe pagină, pe Iubesc Ploiești. Ah, okay. Da. Mergem înainte. Nina face o treabă excelentă, mulțumim frumos. Păcat că oamenii nu văd cât de mică ești de înălțime, să vadă că și cât... Pentru că mai iau eu o cameră așa mai mică. Da. Mă gândeam să le arătăm oamenilor cum arată și esplanada Palatului Culturii văzută de sus. Da. Pentru că noi în timpul turului am văzut-o de jos. Uite acum, cum ieșim. Opa. Ușor. Da. Am înțeles. Și în față, deci avem explanada Palatului, unde se țin, noi suntem la etajul 1 acum, apropo. Pe scările acestea a fost întâmpinat Carolul al II-lea la inaugurarea Palatului. În față, în majoritatea evenimentelor din Ploiești, concertelor și evenimentelor culturale din Ploiești. Și în față este Palatul Administrativ, clădirea cea mai monumentală din oraș, să zicem. Cristi, foarte mai multe nu știu, da, foarte interesant.
Dacă v-a plăcut, mă bucur. Da, asta vreau să zic. Oricum, văd că începe să și picure afară. Și înțelegem că e un tur filmat care nu s-a mai filmat. Exact, în Palatul Culturii, în spatele ușilor nu a mai fost făcut până, din câte știu eu cel puțin. Deci, dumneavoastră, sunteți și voi, sunteți primii care ați intrat în spatele Palatului. Noi o să mergem în... Mergem pe aici? Da, noi mergem în... Către în hale, stânga, nu? Către hale, exact. În spatele... Palatului sunt halele. Apropo, la inaugurarea Palatului Culturii, halelor centrale, venea mereu, pentru că care au avut loc în anii 30, participa și regele Carol al II-lea, mereu. Pe lateralul Palatului Culturii se regăsește intrarea către Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, este găzduit tot în incinta Palatului Culturii. În interiorul palatului își desfășoară mai multe activități, mai multe instituții culturale și cumva la fel glumesc și spun amuzant faptul că palatul administrativ în care își desfășoară activitatea politicienii din Ploiești, Prahova, este fix față în față cu Palatul Culturii unde sunt oamenii artiștii locali din Ploiești. Mm-hmm. Hai să mergem puțin mai în față să vă arăt ceva. Ca o dovadă a faptului că aici a fost găzduit Palatul de Justiție, deasupra intrării acestea laterale, Nina, o să te rog să poți, dacă poți să filmezi sus acolo, vedeți că fix deasupra geamului din mijloc este o balanță, un medalion cu o balanță, sus. Asta semnifică, da. Ok, da. Aici. Okay. Diana, spuneam că deasupra intrării, la geamul principal, pe colț, este o balanță. Faptul că aici era Palatul de Justiție inițial. De justiție, am înțeles. Da. Așa. Și, din câte știu eu, Palatul Culturii urmează să intre într-o reabilitare totală, undeva tot la fel cu fondurile europene, cu 20 de milioane de euro. Ok. Vor fi o investiție, să zicem, făcută, sau un program făcut de Consiliul Județean Prahova. Ok. Asta e bine. Da, e foarte bine. Adică Palatul Culturii este, să zicem, a doua cea mai iubită clădire din Ploiești și simbol al orașului. Prima fiind, și o să vedem imediat undeva pe dreapta, halele centrale ale orașului. Halele centrale, chiar să nu știu cum, mai mergem puțin mai în față și le fotografiem de acolo mai bine. Halele centrale sunt efectiv o capodoperă a arhitecturii românești, și au fost construite la mijlocul anilor 30 de către arhitectul ploieștean Toma T. Socolescu, deci și fiul, da? Da. El, până să construiască halele, a făcut un tur al celor mai importante hale din Europa și s-a inspirat de acolo. Și, de exemplu, a reușit câteva lucruri fabuloase pentru vremea aceea. De exemplu, ca și caracteristici arhitecturale, putem să ne oprim undeva aici, nu știu. La umbră aici. Sau la umbră. Eu vedeți că are cupola aceasta din față, care are diametru de 60 de metri și nu are înăuntru niciun pilon de susținere. Okay. Asta ar fi una din... La fel, avem toată fațada clădirii, este în cărămidă roșie. Seamănă replică cumva fațada catedralei, o să vedem mai târziu. Și, aici e umbră de aia. Da, și înăuntru, ce am vrut să vă mai spun, este faptul că, de exemplu, depozitele pentru hale sunt construite în subsolul clădirii. Hala are inclusiv o hală de pește. Care, apropo, am înțeles că nu mă pricep foarte bine, Diana, tu poate mă ajuți, este printre cele mai bune hale de pește din România. De exemplu, hala de pește din Ploiești e mai bună ca cea din București, mă refer la aprovizionare. Sau concurează cu cea din București. Cred că e foarte mare hala și sigur e mare și probabil că din cauza asta e... Da, condițiile tehnice sunt foarte bune. Pentru că noi în Constanța nu mai avem, de exemplu, hală de pește. Am înțeles, păcat. Cu atât mai mult, da, asta este impresionant. Asta zic, deci în anii 30, Toma T. Socolescu, când a construit halele, s-a gândit la zona de depozitare, la hală de pește, la
foarte interesant, are mai multe ieșiri, fiecare ieșire are, poartă numele orașului către care te îndreaptă ieșirea. De exemplu, okay, pe lateralul acesta spre sudul orașului se cheamă București, uh-huh, Brăila, Est oraș și așa mai departe, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț. Asta știi de unde vine? Vine din istoria antică, de la romani, pentru că ei aveau și găsești de multe ori intersecțiile, și am găsit în foarte multe orașe, Cinque Via. Cele, când ai un nod și ai intersecțiile comerciale, drumurile comerciale. Cam așa le-au reprodus aici, înțeles, cu ieșirile. Da, ce am vrut să zic este că clădirea Hallelor Central este practic simbolul orașului Ploiești. Asta e clădirea cu care se mândresc toată lumea. Nu e, ultima oară a fost renovată în anii 80, ar trebui să fie renovată de urgență. Într-un mod miraculos, gândiți-vă că turnul cu ceas a scăpat bombardamentul din al doilea război mondial, ceea ce el a fost un miracol. E fantastic. E fantastic, da, dar ea trebuie renovată urgent. S-a făcut o estimare tot așa, venind în prezent, cam cât ar costa renovarea ei, undeva la vreo 40-45 de milioane de euro. Deci o groază de bani. Nu știu de unde o să facă rost primăria Ploiești de bani ăștia. Mai ales că, din câte am înțeles, Uniunea Europeană nu permite să renovezi clădiri cu, în care se desfășoară activități economice, ceea ce la aici, noi fix asta este, adică e plin de firme înăuntru. Hai să mergem puțin mai departe. Aici este piața aceasta poartă numele Socolescu. Exact, profesorului Toma T. Socolescu, tocmai pentru motivul că el a construit Palatul Culturii în dreapta, Halele Centrale și Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul, care este în spatele acestui exact bloc, și de blocul ăsta am vorbit noi mai devreme când ai spus exact că municipalitatea, da, este blocul, se gândește ce să facă. Da. Am înțeles, este blocul cu pergole și ai perfectă dreptate, este blocul cu pergole construit în anii 60 cu destinația de a ascunde Catedrala Sfântului Ioan de privirile de oamenilor din centru și protipendate de comuniste din centru. El este cunoscut ca sub denumirea de bloc cu 7 etaje, mai puțin de blocul cu pergole. Ok. Blocul dialog. V-am zis că avem o discuție. Eu, de exemplu, aș vedea, dacă m-ați întrebat pe mine, eu aș vedea aici o piață pietonală foarte frumoasă între Palatul Culturii, da, Halele Centrale și Catedrala Sfântul Ioan. Toate trei sunt monumente construite de același arhitect, deci de Toma T. Socolescu, în anii 30. Deci s-ar putea face aici un, dacă blocul de 7 etaje ar fi demolat, s-ar putea face o piață pietonală. Pe de altă parte e o amprentă, adică cred că o să țină minte multă lume faptul că blocul ăsta ascunde catedrala. Dacă nu rămâne povestea, de ce e motivul pentru care a fost construit. Exact, exact. Ceea ce nu e... A mers ceva, deci cred că avem aproape 2 ore de când mergem. Deci sunteți, încă vă mențineți în formă, sunteți bine. Să mă înțeleg de voi. Sper că și Nina e bine. E încă sănătoasă. E bine. Bine. O să luăm ceva de băut, o apă, un suc. Da, încă puțin și termină. Pe mine m-a distrat în partea elaltă, asocierea de Sushi Han și Mămăliguța. Ah, da, da, da. Două reclame, da. Da, Sushi Han și Mămăliguța aparțin același proprietar. Ok. Același investitor, dar amândouă sunt niște restaurante foarte bune din Ploiești. Mămăliguța are meniu basarabean moldovenesc sau cu influențe rusești ucrainiene. Sushi e foarte bun, bineînțeles. Ok. Hai să ne oprim mai. Nu am modă, că cei de kebab și shawarma, eu cred că sushi da. Trebuie să ne oprim puțin aici la umbră. Suntem în fața Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul, un alt monument și o clădire cu însemnătate pentru ploieșteni. Ea a fost construită în anii, finalizată în anii 30, la sfârșitul anilor 30. În față are clopotnița integrată în fațadă ca un monument al eroilor prahoveni din primul război mondial. Deci clopotnița nu este separată, este integrată în fațadă. La intrare sunt cei doi sfinți patroni ai orașului, Petru și Pavel, care se regăseau și la Muzeul de Istorie. Și arhitectul acestei catedrale a fost Toma T. Socolescu, la fel ca și în cazul Halelor Centrale și Palatului Culturii. Ce ar mai fi interesant de spus este faptul că înălțimea turlei are undeva la 60 de metri și ea a fost folosită ca punct de observare în al doilea război mondial. Și vă povesteam de bombardamentul american din 1943, Tidal Wave, în care avioanele zburau la 50 de metri altitudine. Deci, efectiv, avioanele zburau mai
jos decât se termină turla, ca să vă dați seama cât de aproape, cât de aproape mergea. Și în prezent se continuă pentru că Toma Tesoculescu a reușit să facă decât fațada în perioada interbelică, pe urmă a venit al doilea război mondial. În prezent se continuă planurile arhitectului Toma Tesoculescu de reconstrucție. Ea inițial era o biserică de la 1840. Aici se strângea comunitatea greacă din Ploiești. Și acum se continuă planul arhitecturilor. Deci în 1840 biserica normală de Mahala, apoi în 1930 monumentul acesta impozant și acum în prezent, dar lucrează de vreo 20 de ani, adică se lucrează foarte, foarte încet. Păi la... și Sagrada Familia. Da, exact, da. Deci Sabile mai... au vreo explicație? Da, păi scrie acolo, uite, e placa pentru monumentul... Războiul? Exact, da, okay. Pentru războiul de independență. Și scrie Toma Tesoculescu, de exemplu, în Ploiești, monumentele istorice care au fost construite de Toma Tesoculescu sunt amprentate toate, să zicem, cu plăcuțe din acestea. Ok, hai să traversăm strada, ne oprim puțin pe mijloc, atenție. Pentru că vreau să vă zic în dreapta, nu știu dacă Diana a observat-o, că pe ea mă bazam, dacă a observat statuia aceea din mijlocul pieței. Încă nu. Încă nu. Este... Ce credeți că este? Ce credem că este? Ce este statuia Libertății din Ploiești, da? Construită în... sau comisionată în, în Paris în 1881. Și este, practic, la sfârșit de... este o statuie dedicată drepturilor cetățenești și politice ale ploieștenilor, în primul rând, și ale românilor în general. După evenimentele Republice de la Ploiești din 1870. Deci 1870 Republica de la Ploiești, 1881 construcția. Statuia este așezată pe un soclu destul de înalt, de 3,5 metri, construit de Toma N. Sokolescu. Okay. Și ce vreau să vă spun este că la sfârșitul secolului al XIX-lea existau decât 3 statui ale Libertății în lume. Aha. Cea de la New York, cea de la Paris și cea de la Ploiești, okay. Pentru că statuia asta este cea mai veche din Ploiești, 1881, încă. Și un alt lucru interesant, aceasta este a patra așezare. Noi acum, practic, ca și comunitate, avem o problemă în a-i găsi un loc potrivit, pentru că orașul, statuia este foarte veche, orașul s-a schimbat foarte mult, a crescut în înălțime și noi nu mai știm cum să, unde să o așezăm. Aceasta este a patrulea amplasament. Inițial, ea a fost amplasată în fața... Casa Ergas Mamaciu, unde s-a început Republica de la Ploiești, în piața aceea, care acum e parcare. Da. Și al treilea plasament a fost în fața Palatului Administrativ. Și acum, recent, a fost, după, în 2010, parcă a fost pus aici, aici. Nu suntem mai în piața Eroilor, unde este catedrala. Nu știu, rămâne o întrebare pe viitor, unde vom amplasa această statuie? Pentru că nu-i mai găsim un loc în Ploiești. E o statuie de dimensiuni mici și tot orașul a crescut în verticală. Ok, și în spate, până să traversăm, vreau să vă mai zic ceva și de Palatul Primăriei. Venim puțin în prezent, ea a fost construit ca turn al sediului Petrom național la sfârșitul anilor 90. Și lucrul acesta a funcționat ca sediu național al Companiei Naționale de Petrol Petrom până prin 2010, când compania Petrom s-a mutat în Petrom City în București. Și au construit un sediu în București. Pe motiv că Ploieștiu, la vremea respectivă, nu avea conexiuni de transport foarte bune. Mie nu mi s-a părut în regulă chestia asta, dar adică puteau să lase totuși, având în vedere istoricul Ploieștiului în Petrol, puteau să lase sediul Companiei Naționale în Ploiești, mai ales că asta ar fi însemnat și o explozie economică pentru oraș. Dar totuși aici a intervenit decizia politică și faptul că România este, a fost și este încă un stat centralizat. Adică toate deciziile se au la București, toate companiile de stat au sediul la București. Lucru care, de exemplu, nu sunt de acord. Dar trebuie... Asta e pe modelul francez. Uh,
Ok, și în, legat de Palatul Primăriei, mergem în stânga acum. El a fost în 2000, deci în 2010 a plecat Petrom din Ploiești, deși, da, atenție, cred că jumătate din angajații Petrom din București sunt în continuare ploieșteni și prahoveni, da? Okay, care, da, fac naveta. Și câțiva ani a stat clădirea goală, întreținerea ei costă foarte mult. De exemplu, spuneau că pe timpul iernii doar încălzirea clădirii la nivel minim costa jumătate de milion de euro. Wow. Deci trebuiau să facă ceva cu ea și în 2017-2018 au donat-o primăriei Ploiești. Și primăria Ploiești și-a luat toate birourile pe care le avea împrăștiate în, toată, în tot orașul, inclusiv în palatul administrativ, okay, și s-a mutat aici. Ok, ok. Și tot așa legat, nu știu dacă se vede legat sus de primărie, iau o sus o vedere, se vede un balcon acolo sus, da, nu știu dacă sus vedeți, colț, acolo, acolo vara se ține, se ține un festival de jazz, vara, în, okay, august, în fiecare, se cheamă Jazz on the Roof sau... Tare! Da, da, deci am, avem... Ok, și mai vreau să vă mai zic ceva de... Mergem aici puțin în partea dreaptă și terminăm turul. Oricum a început să ardă soarele. Vreau să vă spun de, aceasta este Casa de Cultură a Sindicatelor, construită în anii, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Și ca element arhitectural interesant, vedeți că are pălăria aceasta, da, care seamănă cumva, este mai puțin evidențiată ca pălăria Teatrului Național din București. Exact. Ei, aici arhitecții ploieșteni și cei din București de la Teatrul Național s-au inspirat după... arhitectura lui Le Corbusier, din un arhitect franco-elvețian din Franța. El a construit biserici cu cupole din, din acest fel. Și de ce este importantă pentru arhitectura din Ploiești construcția asta? A fost singurul moment în care arhitectura ploieșteană se sincroniza cu ce se întâmpla în vestul Europei. Adică când a, atunci când a construit Le Corbusier, construia biserici cu pălărie, se construia și la Ploiești același lucru, copiat, okay, după el, bineînțeles. Okay. Da. Aici vreau să închei ghidul și turul nostru pentru astăzi. Deja cred că am mers mai bine de 2 ore și super, jumătate. Mi-a plăcut foarte mult. Am vrut să vă întreb, mai ales că v-am aici vizitator, cum vi s-a părut Ploieștiul cu lucruri bune și rele? Un comentariu la cald, la prima impresie. Ce v-a plăcut? Eu nu am văzut lucruri rele, pentru că mie mi se pare că tot ce are Ploieștiul este amprenta Ploieștiului și toate sunt lucruri bune, așa mi se pare mie. Acum zine, Diana, părerea ta. Da, mai ales că Diana a văzut multe orașe și, da, din România și, din... și cu ochiul meu. O să știi că pentru mine a fost o surpriză foarte frumoasă. Adică știam că voi veni la niște povești pe care cu siguranță nu le cunosc și au fost multe, inclusiv asta cu Republica Ploiești m-a distrat foarte tare. Da. Ce am observat, exact ce povesteai tu, faptul că a rămas parte din istoria un pic mai veche. Curțile toate au verdeață, foarte multe, și au curți foarte mari, adică nu numai că își parchează mașina, chiar le rămâne de o grădiniță foarte plăcută să se răcorească. Oraș o grădină, da. Da, e oraș, da, cumva, da, grădină, da, inclusiv bulevardul ăla cu castanie de la început m-a impresionat foarte mult și recordul faptului că aveți 11 muzee. Am înțeles, și da. A fost, wow, nu mă așteptam să aveți 11 muzee. Deci o viață muzee culturală, da, mare. Da, 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 că eu, cât ați vorbit voi, eu m-am uitat la panourile care erau la bibliotecă și în partea aceea la centrele culturale, ce concerte aveați, ce cărți, lansări de cărți, deci clar că aveți o viață culturală activă. Am înțeles. Mulțumim mult. Se schimbă niște lucruri, ceea ce este foarte bine, ca peste tot, dar exact ce a spus și Cristi mai devreme, este amprenta orașului. Și acum, okay, trebuie, deci, păstrată cumva chiar și ea. Se simte spiritul ploieștean aici, da, nu? Da, să, da, zicem, da, cu siguranță. Okay. Da. Chiar merită, bine, o vizită. De fapt, cred că merită vreo 2 sau 3. Am înțeles. Păi poate reveniți. Da. Îți mulțumim tare mult. Cu plăcere. Și ne bucurăm, okay, că ne-am întâlnit cu tine. Mulțumim mult și mulțumim, Nina, pentru efort că ne-ai filmat.